poziția 10-a cu 21 de puncte, cu 6 mai mult decât echipa lui Daniel Pancu. Vedem primul 11 al lui Pancu. În poarta ieșenilor, Laurențiu Brănescu, Cană, Popa, Baxevanos și Buș în apărare. Pasalea și Mihalache sunt mijlocașii centrali. Dylan Flores probabil va juca în spatele lui Djuranović, iar Răzvan Onea și Josef Mensah în benzi. Îl vedem pe veteranul, ajuns la 36 de ani, Ovidiu Marius Mihalache. De partea cealaltă, Giusi Balint răspunde cu Florin Iacob în poartă, Tomozei, Erico da Silva, Florin Ilie și Bustea în defensivă, Miculescu Albu, Vorobiovas și Denis Rusu la mijloc, Liviu Antal alături de Roger Rodriguez. Au mai fost trei partide în această etapă disputate ieri, trei remize, Viitorul Sepsi 3-3, Voluntari Craiova 1-1 și FC Argeș FCSB 0-0. Prima acțiune pentru Poliaș, o ocazie mare și nu este 1-0. Ce șansă pentru ieșeni. Djuranović este blocat după doar 12-13 secunde de Florin Iacob. Iată greșeala mare de care Djuranović nu reușește să profite. Iacob reușește să respingă în ambele faze, în două rânduri. Excelent reflexul lui Uroș Djuranović, 61, dar Platini a egalat pentru ieșeni în minutul 76. Să vedem acțiunea ofensivă a UTEI. Antal este blocat, Antal insistă și e cât pe ce să-l deposedeze pe Baxevanos. Până la urmă, grecul împrumutat de la Botoșan s-a descurcat bine, iar cei de la Iași pot pleca din nou în ofensivă. Foarte bună pasa pentru Dylan Flores. Flores continuă, Flores șutează, gol! 1-0 pentru Poliaș din minutul 9, marcator Dylan Flores. Primul meci de la revenire, primul gol pentru fotbalistul din Costa Rica, care ajunge la 10 goluri în Liga 1, în 47 de meciuri. La Poliaș, prima oară, a avut o jumătate de sezon excepțională. În iarnă a plecat la Sepsi Sfântul Gheorghe, acolo unde nu s-a acomodat și nu s-a simțit la fel de bine precum aici, în Copou, unde, iată, revine perfect fotbalistul de 27 de ani, cu gol după doar 8 minute, 9 minute. Selecționata noastră le-a disputat Miculescu șutează, mingea este reținută în doi timp de Laurențiu Brănescu, omul cu finalizarea. N-a fost cel mai bun șut pentru fotbalistul care a debutat, vă spuneam, în Liga Secundă la Polia și totodată al cincelea în carieră în Liga 1. Să-l vedem pe Antal. În fața lui este Ștefan Cana. Antal așteaptă cea mai bună soluție. Antal trimite interesant o minge respinsă doar până la Alexandru Albu. Albu șutează cu piciorul drept. Mingea este deviată, iar Brănescu are o intervenție foarte, foarte bună. Același Bustea trimite pentru Liviu Antal. Antal întoarce la fostului coleg de la Žalgiris, dar Vorobiovas șutează cu exteriorul. Va avea loc după pauză, poate chiar din minutul 46. Din primul al reprizei secunde, Tomozei centrează înalt, respinge foarte bine Răzvan Popa, minge recuperată de Alexandru Albu, Roger în zona centrală, Roger șutează puțin peste poarta lui Brănescu. 18-19 metri, a trecut foarte puțin peste transversal a porții lui Brănescu, la probabil ultima fază a acestei prime reprize. Roșu în zona centrală. Arată rău faza, doar Brănescu intervine excelent și de această dată. Revedem execuția foarte frumoasă a lui Rusu și intervenția foarte bună a lui Laurențiu Brănescu. Eluț Roșu pentru Miculescu. Miculescu în duel cu Bușu. Miculescu centrează și Roșu ratează incredibil. Antal cere penalti. Antal cere penalti la această fază. Roșu din poziție foarte, foarte bună, ratează incredibil.
Iată din nou faza creată de Miculescu și aici e penalti. Popa îi dă peste picior lui Antal. Iată momentul în care Popa n-are nicio treabă cu mingea. Vă spuneam despre golgheterul Andrei Cristea. Să-l vedem pe Alexandru Albu. Albu are mingea pe stângul, preferă pasa și pasa e bună, dar Bustea îl caută pe Roger cu acea minge. O centrare bună și Antal nu reușește din cădere să trimită în poarta lui Brănescu, fostului lui coleg de la Žalgiris. Nu este offside, Antal s-a poziționat bine, dar era o poziție grea din alunecare. De remarcat, pasa foarte bună dată de Eric Gaz de la 1-0 din minutul 9 și sunt în ofensivă prin Juranovic. Pasă pentru Floriano Vanzo, centrează acesta spre Popadiuc, dar... Nu se întâmplă nimic spectaculos pentru echipa lui Pancu, mai mult decât atât. Uta este în ofensivă prin Buhăceanu. Buhăceanu continuă bine această fază. Buhăceanu nevoit să paseze înapoi. Un dribling scurt al lui Rus. Centrează acesta spre Roger. Respinge Pasalia. Pasalia insistă. Fără faul, ti se strigă lui Pasalia. Și nu a făcut niciun faul, Terico. O pasă pentru Bustea. Trimite înapoi la Erico. Încearcă șutul Erico. Brănescu are mici emoții. Reține în doi timpi acea minge. Totul e bine când se termină cu bine. Iar mingea este în brațele lui Laurențiu Brănescu. Roger trimite lung pe bara a doua. Erico Tomozei, ocazie mare. Va fi o nouă lovitură de la colțul terenului pentru UTA. Un corner bătut mai bine și Brănescu are o nouă intervenție excelentă. Meci foarte, foarte bun făcut de Laurențiu Brănescu în această seară în Copou. Aici e o intervenție perfect regulamentară a lui Erico. Brănescu are probleme cu genunchiul sau are un motiv să tragă de timp? Am lovit de bară, spune Brănescu centralului Andrei Antonie, a lui Florin Ilie și intervenția excelentă a lui Laurențiu Brănescu din fața lui Rus. Dacă nu ar fi boxat Brănescu acea minge, Rus ar fi marcat al treilea lui gol în Liga 1 și al doilea în tricoul UTEI. Roger are spațiu, pasează pentru Ciprian Rus. Fază importantă pentru UTA. Rus finalizează penibil. Am auzit cu toții ce a strigat Giusi Balint lui Ciprian Rus. Dă direct la poartă. Rus pasează pentru Rusu. Rusu are spațiu. Rusu și-a făcut un pin cam lung acea minge. E un jucător cu multă calitate. Acest mijlocaș de 19 ani. În acest moment echipa cu cea mai proastă defensivă din campionat rezistă momentan pe teren propriu cu UTA. Un șut frumos. Brănescu cu o nouă intervenție foarte bună. Revedem execuția bună a lui Neluț Roșu. Ar fi fost execuția lui Neluț Roșu. Corner pentru UTA. Roger centrează înalt și e o nouă ocazie. 6 metri, vreo 10 centimetri peste poarta lui. Corner pentru UTA. Un corner bătut bine. Gol! 1-1. UTA egalează în minutul 92 și cine putea să scrie pentru echipa lui Giusi Balin dacă nu Erico da Silva, omul care a marcat și la voluntari în prelungiri în urmă cu două etape, dintr-o centrare foarte bună a conaționalului său Roger și e foarte aproape să aducă un punct extrem de important pentru echipa rădeană, iar Iașul ajunge la 40 de goluri încasate în Rusu, un duel cu Onea, într-un duel care a duce față doi jucători foarte tineri. Roger, gol! Rus! UTA dă lovitura incredibil în minutul 92 și 94 aici la Iași. Este 2-1 pentru UTA.
După ce în minutul 91 era 1-0 pentru echipa lui Daniel Pancu, Iașul este la pământ, iar UTA obține o victorie extrem, extrem de importantă, adusă de arădeanul Ciprian Rus, la a doua reușită pentru UTA în Liga 1. Erico are de dat o dedicație, probabil și Rus, care va lua un cartonaș galben pentru că și-a dat jos tricoul, dar cu un asemenea gol atât de important pentru echipa lui Giusi Balint, merită parcă și acest cartonaș galben. Un galben primit cu zâmbetul pe buze. Faza și centrarea lui Rusu, trimite cu capul Roger, Brănescu respinge, Rus e singur, singurel. Niciun fundaș ieșan nu l-a urmărit pe Rus, iar acesta duce scorul la 2-1 pentru UTA și trimite punctele din Moldova în Ardeal. Iar Roger, cel care a înscris etapa trecută în minutul 85 pentru 1-0 meciul cu FC Argeș, a contribuit etapa trecută. UTA a avut 1-0 și a pierdut în ultimele 5 minute 1-2. Acum UTA revine incredibil în prelungirile partidei și întoarce scorul, întoarce acel avantaj pe care Iașul l-a avut din minutul 9 după golul lui Flores, prin Erico și Ciprian Rus, omul meciului.